Onorată asistență, dragi absolvenți, de 11 ani de când conduc acest oraș, vin la sfârșitul anului școlar la Colegiul Național Simeon Bărnuțiu cu multă, multă emoție. Dintr-un motiv simplu, pentru că în urmă cu câțiva ani, n-are importanță câți, știți, vreau să par mai tânăr, eram și eu absolvent al acestui liceu, liceu Simeon Bărnuțiu se numea atunci. Un liceu foarte bun, care s-a transformat într-un colegiu foarte bun. Și vă spuneam că vin cu multă emoție, deoarece am avut mai multe calități, inclusiv aceea de a părinte. Dragi absolvenți, astăzi este sărbătoarea voastră. Cred că fiecare dintre voi vă felicitați pentru că în urmă cu 4 ani ați făcut alegerea potrivită. Respectiv, ați ales o școală specială cu oameni deosebiți. O să vă spun evident succes la examenele care vă așteaptă, dar pentru voi aceste examene sunt un simplu antrenament pentru viață. N-am niciun dubiu că pentru vreunul dintre voi, examenul de bacalaureat poate să fie o problemă. Așa cum vă spuneam, poate fi doar un antrenament. Calitatea învățământului în această școală a crescut în fiecare an. Și se întrebau mulți, pentru că profesorii noștri și profesorii voștri care au plecat în pensie în urmă cu nu foarte mulți ani, dacă profesorii care au rămas vor face față pretențiilor acestei unitate de învățământ. Și mă bucur că răspunsul este afirmativ. De când sunt primar, cele mai bune rezultate la învățământ pe care le-a obținut acest colegiu în olimpiadele școlare a fost acest an. Și mă bucur că am aici niște plicuri care conțin în acest an, cred că 56 de milioane de lei. Nu este o sumă foarte mare, dar este o sumă care răsplătește efortul vostru care l-ați făcut în acest an. Așa cum v-am spus atunci când ați participat la olimpiadele naționale, v-am spus să vă întoarceți cu multe premii pentru că veți fi și răsplătiți de comunitatea locală. Și mă bucur că există 3 premii și, nu știu, cred că 8 mențiuni. Adică un număr de 11 elevi au fost premiați la etapa națională a olimpiadelor. Un lucru extraordinar și mă înclin cu multă recunoștință în fața voastră și a profesorilor voștri. Dați-mi voie, înainte de a îi premia și pe șefii de promoție, să încep să-i premiez pe cei care au obținut aceste rezultate deosebite. Diplomă de excelență și o să vă rog să veniți, fiecare să vă ridicați. Se acordă elevei Talpuș Cristina Elena din clasa 12-a pentru premiul special obținut la etapa națională a Olimpiadei de Limba Română în școlar 2014-2015. Din clasa 9-a, eleva Rus Gabriela pentru premiul special obținut la etapa națională Olimpiadei de Limba Latină. Tot din clasa 9-a, eleva Chișa Andra Dora pentru mențiunea specială obținută la etapa națională Olimpiadei de Limba Franceză. Eleva Nodi Laura Beatrix din clasa 9 de premiul special obținut la etapa națională a Olimpiadei de Biologie. Din clasa 11-a, ce elevul Nosal Raul Ioan pentru premiul special obținut la etapa națională a Olimpiadei de Biologie. Din clasa 10-C, domnișoara Brăbana Andra, pentru mențiunea specială obținută la etapa națională a Olimpiadei de Chimie.
din clasa 12-a E, elevului Lazoc Tudor Iulian, pentru mențiune obținută la etapa națională a concursului de matematică aplicată la AIMON. Elevul Boboiu Alexandru Florin obține premiul 3 la etapa națională a concursului de matematică aplicată Haimovic. Din clasa 9C, eleva Boboiu Ioana Maria obține mențiune la etapa națională a Olimpiadei de religie cult greco-catolic. Din clasa 12-a, eleva Indrecus Denisa Raluca obține premiul 2 la Olimpiada Națională de Religie Cultul Ortodox. Da. Și eleva Repaș Andreea Denisa din clasa 10-a obține premiul 2 la etapa națională a Olimpiadei de Religie Cultul Ortodox. Eu vă mulțumesc în numele comunității pe care o conduc pentru aceste premii extraordinare pe care le-ați obținut. Și acum este momentul să-i felicităm pe șefii de promoție. Și invit în aplaudele dumneavoastră pentru a-și ridica diploma de excelență și premiul pe domnișoara Corba de la Roxana, din clasa 12-a, pentru rezultate deosebite obținute la învățătură pe parcursul anilor și media generală în 9-98. O diplomă de excelență se acordă elevei Benedict Noemi din clasa 12-a D pentru rezultate deosebite Dragi absolvenți, încă o dată vă doresc mult succes la examenele vieții și să nu uitați niciodată persoanele importante din viața voastră, prieteni, profesori și nu în ultimul rând părinți.